Poșta Română lansează primul NFT al unei entități din portofoliul statului român sub forma unui timbru digital, cu ocazia aniversării a 160 de ani de la înființarea companiei. Evenimentul va avea loc mâine, începând cu ora 18 la Muzeul Național de Istoria României. Este vorba despre o serie limitată de 160 de NFT-uri, simbolizând vârsta poștei române, creații grafice virtuale, a căror valoare de piață este de presupus a se aprecia în timp. Din cele 160 de NFT-uri, Poșta Română a alocat 10 timbre digitale care vor face obiectul unei licitații deschise cu un preț de pornire de 160 de euro pentru fiecare piesă. Scopul licitației este unul exclusiv umanitar. Toate încasările obținute în seara evenimentului vor fi transferate în conturile Fundației Hospice Casa Speranței, care a demarat un proiect de colaborare cu Poșta Română în acest sens. Banii vor merge în proiectele de susținere a programelor derulate în sprijinul pacienților cu boli incurabile. De altfel, costurile pentru susținerea unei zile de tratament paliativ pentru fiecare pat din spitalele fundației se cifrează, coincidență, la 160 de euro, a anunțat Poșta Română. De asemenea, Poșta Română marchează 160 de ani de la înființare și prin organizarea fazei naționale a Marșului Factorilor Poștali, competiție profesional-sportivă de tradiție, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 42. Întrecerea la care participă cei mai rapizi poștași din fiecare județ al țării se va desfășura sâmbătă, 13 august, pe Calea Victoriei, cu începere de la orele 11, linia de start fiind amplasată chiar în fața Muzeului Național de Istorie.